Pagini de Pateric. De la Sfântul Maxim. Rugăciunea desparte mintea de toate înțelegerile și, curățită, o pune pe dânsa înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta pentru că înțelegerile sunt rațiuni materiale, lumești ale lucrurilor. Iar dintre lucruri unele sunt simțite, adică sensibile, iar altele gândite, întru dânsele petrecând mintea, cu influența lor lucrează. Harul rugăciunii unește mintea cu Dumnezeu, iar după ce o unește cu Dumnezeu, o desparte de întinarea gândurilor lumești, iar atunci mintea, ușurată precum se face, vorbește cu Dumnezeu și se face cu chip dumnezeiesc. Și în acest fel, făcându-se, cere de la el pe cele cuvincioase și de cererea sa nu se va îndoi niciodată. Deci, pentru aceasta poruncește apostolul să ne rugăm neîncetat, ca mintea, neîncetat cu Dumnezeu unindu-o, să ne rupem puțin câte puțin de împătimirea de cele materialnice. Întrebată oarecine, și cum poate mintea neîncetat să se roage? Căci cântând și citind, întâlnindu-se cu feluriți oameni, slujind într-o multe înțelegeri și priviri, o risipim pe ea. Răspunsa bătrânul, nimic din cele cu neputință nu poruncește dumnezeiasca scriptură, de vreme ce însuși apostolul și cânta și citea și învăța și slujea și pătimea, prigonit fiind, însă neîncetat se ruga. Pentru că neîncetata rugăciune stă în a avea mintea într-o evlavie multă și a dori să se lipească de Dumnezeu și pururea în el să-și pună nădejdea lui și întru dânsul a îndrăzni întru toate lucrurile și împrejurările. Așa cu așezarea aflându-se, încât să zică cu apostolul, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau foamea sau sabia? Iar mai apoi zice că încredințat sunt că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici începătoriile, nici puterile, nici acestea de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncul, nici altă oarecare făptură nu va putea pe noi să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Deci, așa, aflându-se apostolul cu așezarea, neîncetat se ruga, pentru că întru toate lucrurile și întru toate împrejurările în care se afla, precum s-a zis, se lipea de nădejdea lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, toți sfinții pururea se bucurau întru necazuri, ca astfel să vină întru deprinderea nădejdii. Temelie a rugăciunii cele adevărate, aceasta o zic a fi, adică a se face mintea afară de trup și de lume și nematerialnică cu totul și fără formă atunci când se roagă, iar cel ce păzește nevătămată această așezare, acesta cu adevărat neîncetat se roagă.